Da, am revenit în direct. Până aceste zile se vorbește mult despre putere, despre PNL, despre congresul din PNL, despre ce se întâmplă chiar la USR. Foarte multe discuții despre putere, despre bani, despre bani europeni, dar despre opoziție mai puțin. Îi spun bună seara invitatului meu, fostul lider al opoziției la un moment dat în România, Victor Ponta, președintele Pro-România. Bună seara. Partid neparlamentar, bună seara. Am venit ca în bancul celebru, să vă spun, pe mine să nu vă bazați. Pentru n-am ce? Cum pentru să fac opoziție din afara parlamentului. Pot să dau cu părerea. Asta înseamnă că vă retrageți din politica mare, să înțeleg. Nu mă retrag. Adică neasumându-vă... Am fost retras în sensul în care pot să-mi spun, îmi spun în continuare opinii legate de politică, mai mult pe zona economică, e adevărat. Dar nefiind în Parlament, în mod normal, opoziția este opoziția parlamentară. Opoziția neparlamentară nu prea există. Mai dificilă. Mai dificil. Ca să fim foarte realiști. Și atunci, ca decizie personală, ce o să faceți? Rămâneți în politică sau ieșiți din politică? Sunt în continuare, asta de a fi în Parlament. Sunt în continuare liderul Pro-România. Sunt foarte mulți oameni care au rămas în Pro-România, deși, sigur, vremurile sunt mai dificile. Corina Crețu a rămas, Adrian Suțuianu, Marian Neacșu, oameni care au o experiență și care mai vor să facă politică și pe măsură ce ne apropiem de niște competiții electorale putem să fim mai vizibili. Altfel, îmi văd de viața mea privată și am devenit, din punct de vedere politic, mai spun așa, mai în glumă, mai în serios, că o să susțin orice partid care nu schimbă codul fiscal al lui Ponta din 2015, pentru că acum am trecut în partea cealaltă. Am firma mea, plătesc salarii, taxe, impozite. A fost bine în 2000, atunci cu reducerea TVA-ului, cu impozitul pe dividende. O să aveți ghinion, pentru că nu mai prea sunt bani la buget. O să avem toți ghinion dacă se schimbă. Pentru că totuși ghinion 5-6 ani... că viața de antreprenor e complicată și se anunță niște mări de taxe. Din ce mai complicat. Pentru că nu vor putea face să alimenteze bugetul din ce produce economia, la cât se împrumută, trebuie să mărească domnul taxele. Domnul Cățu e foarte optimist că avem o explozie, o creștere economică extraordinară. Eu am rămas așa cu de la școala pe Dar care... Dar să știți că și domnul Cățu a fost antreprenor privat. A avut o firmă de consultanță exact ca dumneavoastră. Dar știți că nu i-a mers foarte bine. După care a intrat în Parlament, eu a devenit nu mă plâng. Senator. Eu nu mă plâng deocamdată, dar ideea următoarea. Am rămas cu ce am învățat în anii aceia în care de 2-3 ori pe săptămână făceam școală cu Florin Georgescu, cu Dăianu, cu Liviu Voinea, cu... și mă uit pe cifre. Cifrele arată rău, e adevărat, aveți dreptate. Dar dacă premierul României zice că e bine, eu vreau să-l cred. Chiar aș vrea să fie bine. Am familie aici, trăiesc aici... M-aș bucura să fie bine. Dincolo de asta, vă mai spun ce am învățat după lecția 2010-2015. Mărești taxe și impozite, încasezi mai puțin, distrugi firmele serioase și ai ajuns pe evazioniști. Lași taxele care acum sunt ok în România, încerci să colectezi altfel bani, încerci să sprijini și îți vin rezultatele. Asta am învățat și poate o să facă și domnul Cîțu la fel. Mai ales că va fi și președintă de partid, nu-l mai supără nimeni. Bun. Apropo de economie, are și un context bun Florin Cîțu, cu ghilimele de rigoare, că se poate împrumuta, că a fost nenorocirea asta cu pandemia. Încă anul ăsta s-a dat drumul la deficit, mai putem face împrumuturi. Se va da de la anul o să fie mai complicat, pentru că Europa cere reducerea deficitelor. Nu cred. Ați făcut? Eu nu cred. Ziceți, adică va fi liber la împrumuturi în continuare și la anul? Da, și... cât timp ne împrumutăm de la ei și le plătim dobânzi, că de fapt cu ce ne împrumută? Cu niște bani pe care îi tipărește, fie, sigur, Federal Reserve, în cazul Americii tipăresc dolari, ori acum tipărește și Banca Centrală Europeană bani. Bani, 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 miliarde. Ce să facă cu banii aia? După cum știți foarte bine, și în România, cred că dacă te duci acum și spui bani la bancă, dobânda e... zero. Petra, domnul Ponta, este și dobândă negativă. Nu mai vorbesc. Pentru euro, dai tu bani exemplu, să-ți țină. Dacă faci prostia să-ți depui 500 de euro la bancă, îți dă dobândă negativă, adică îți ia bani pentru că ține euro. Și dacă iei banii aia pe care îi tipăresc, ne dau nou împrumut. Noi plătim dobânzi mari la ei. Dar în plus, mai e ceva, că de asta zic că am învățat să mă uit pe cifre. Pe primele 3 luni, am avut un deficit al balanței comerciale de 5 miliarde. Să înțelegem, să nu vorbim așa păsărește, să înțeleagă lumea despre ce vorbim. Adică noi am cumpărat din afară mai mult decât am exportat, decât am trimis în afară cu 5 miliarde de euro.
Ăia 5 miliarde de euro unde s-au dus? În economia, nu știu, Germaniei, Poloniei, Ungariei, Turciei, Chinei. Unde cumpărăm noi produse? Ăsta este un discurs ruse? Naționalist, l-ați mai folosit de-a lungul timpului în politică. Nu mi-a folosit la nimic. Nu va folosi. Dar e ce cred, nu mai e un discurs, că acum n-am alegeri, nu... E chiar ce cred. Bun, și viața țărilor oarecum seamănă cu viața companiilor. Dacă tu ești prost sau inabil ca țară să produci, să te impui pe o piață, atunci vei fi importator net. Da, nu, da. Dacă nu produci tu, nu e la fel. Produce cineva pentru tine cârnați. Dacă stați un pic. 2014, țin minte că reușisem noi să echilibrăm, exportam, de exemplu, mai multe produse alimentare decât importam. La fel cu energia, exportam, acum importăm. Dacă țara ar fi ca o companie, vă anunț că azi ar trebui să închidă. Pentru că atunci când faci 10% din produsul intern brut, faci deficit. Adică îți dai o gaură de 30% din buget, orice firmă s-ar închide, nu? Ar intra în insolvență și după aceea în faliment. Cu condiția să se poată împrumuta, cum se întâmplă cu România. Doar că deci România se împrumută. Firma încă este bancabilă, adică ne dă... Europa, toate firmele, toate țările în acest moment sunt bancabile pentru că sunt bani pe piață. Problema este că, evident, acei bani în loc să-i bagi, dom'le, hai să producem noi ceva. Nu, hai să cumpărăm de la alții și să plătim și dobândă. La un moment dat există un sfârșit al acestui drum. Da, poate să fie la anul, poate să fie poate în 2025. Depinde ce se întâmplă și la nivel mondial. De regulă, telespectatorii, că facem o paralelă, apropo că discutăm puțin de economie, discutăm și apoi despre politică, de regulă atunci când te împrumuți la cămătari sau la IFN-uri sau la bănci, dacă e cazul, depui niște garanții. Întrebarea este dacă noi nu putem, nu o să putem plăti banii ăștia pe care îi împrumutăm acum, ce garanții o să se ceară colaterale ca țară? Nu, adică aici, ce pune aici gaj e problem. În gaj nu prea mai ai ce să mai pui, că nu prea mai ai. Deja partea aceea cu, domne, România, pol, hub energetic, cum eram în 2015, pe toate pliantele mondiale, s-a terminat. Noi nu mai facem nici grupul 34 de la Cernavodă, nici nu mai scoatem din Marea Neagră gaz. Ba le facem nici cu americanii, de ce vă supărați? Doamne ajută, nu cu sunt mă supăr. Cu Republica, cu Republica Populară Chineză nu le mai facem. Nu, cu China așa nu le mai facem. Eu nu știu în Europa o centrală nucleară făcută de America. Dacă o știți dumneavoastră, cer scuze, greșesc. Prin Franța, nu știu. Nu, niciun caz. Am încercat. Au făcut chinezii prin Marea Britanie cu scandalul de rigoare. Da. Da, bun, deci aia nu. Marea Neagră, înțeleg că Exxonul pleacă și le dăm și bani. Noi, vreun miliard, cât au băgat, că au băgat oamenii. Dar nu e corect așa? Ba da. Singurul fraier care s-a suit în avion de la New York, s-a dus până la Houston, că era bordul de la Exxon, să-i conving, domne, veniți în România, că e bine, am fost eu. Mi-am primit pedeapsa pentru asta. Acum, oamenii și-au luat sculele. Vă așteptați ca americanii să vă susțină în politică? Sau nu, ce? Nu se pune. Problema să te susțină sau să-ți fie contra. Nu, n-am crezut în chestia asta. Am crezut că fac bine pentru noi. Era bine să scoatem gaze din Marea Neagră decât să le importăm de la ruși. Nu le mai scoatem. Era bine să producem noi energie să nu mai importăm de la CEZ, prin Ungaria. Dar nu e cazul. Importăm în fiecare zi. Deci, la un moment dat, sigur că se termină chestia asta cu împrumutul, dar nu se va termina anul ăsta. Nu cred că se termină nici anul viitor. Nu știu când se va strânge șurubul, deocamdată domnul Câțu are această chestie pe care noi nu o avem. Știți, oamenii care se uită la noi și dumneavoastră, și eu, dacă n-am bani, zic, bă, ce fac, mă duc la bancă, dar îmi dă banca, nu-mi dă banca, cât îmi ia dobândă, ce îmi cere, vorba dumneavoastră, îmi pune ipotecă pe casă. La mine nu se poate că apartamentul meu e încă sechestrat de portocală. De la DNA Ploiești. E încă sub sechestru. Dar zic, omul se gândește, domnule, de unde împrumut? Domnul Câțu nu are această problemă. Bravo lui! Chiar stividios! Adică, noi am făcut 2015 deficit 1,2, parcă, și ne gândeam, domnule, de unde ne împrumutăm de la 1,2? Ca dobânzi cât mai mici. Facă face 10 și se împrumută și o spălăria. Nu știam că se poate. Acum se poate. E foarte bine. Bun. Și apropo de politică, nu faceți o fuziune cu PSD să salvați construcția asta pro-România? N-am discutat niciodată. Am înțeles că PSD-ul este suficient de puternic singur și n-are nevoie de nimeni și e dreptul lor. Păi da, pentru că circulă niște discuții în PSD. N-am discutat așa ceva. Nu, circulă niște discuții în PSD
din zona conducerii partidului, domnule, dacă nu era Ponta să ne încurce la parlamentare, făceam și noi un aproape 37-38%, nu? Eu cred că ei s-au rugat la Dumnezeu să iasă pe locul 2. Au ieșit pe locul 1, dar au zis nu vrem să guvernăm. Hai să fim un pic serioși. Dacă vreau să ia 37-38, noi am avut o discuție anul trecut în august. Dom'le, vreți să câștigăm? Da. Hai să ne aliem cu ăștia mici, cum a fost și cu USL-ul și cu alte aliante. După care mi-am dat seama că nu vreau să câștige. E o gândire. Dom'le, nu, ăștia 4 ani stăm pe margine. Poate că e bună, poate că era, dar nu, n-au vrut niciodată să ia mai mult. Dacă vreau, noi am fost deschiși anul trecut la o alianță, n-au vrut. Și cu Bucureștiul le-am zis, hai să avem candidat unii. Nu, nu vrem. Probabil că au vrut să piardă firea. Treaba. La București nu ați încurcat PSD-ul, că nu. Domnul candidat, nu, domnul doctor, a luat 1%. Dar nici în rest nu i-am încurcat deloc. Cred că ei n-au vrut să câștige și înțeleg. E o tactică bună să lași în perioada asta, să-i lași pe ceilalți. Mă rog. Păi poate fi. Se întoarce PSD-ul în 2024? Păi aliat cu cine? Păi cu AUR, cu dumneavoastră, nu știu dacă mai faceți politică. Păi au zis că nu fac alianțe. Doar dacă fac 50% singuri. Poate că or să facă 50%. Dar știți acum politică și pentru telespectator. Eu știu, dar acum ne facem amândoi. Bun, dar niciun partid nu o să mai facă 50%. Dar n-a făcut niciun partid niciodată. Niciodată, nu se apropie nici măcar de 40%. Lumea zice, domne, USL-ul care a luat 60%. Păi da, dar la USL eram 4 partide. Și eu cred că PSD-ul, dacă se mai aliază cu 2 mai mici, poate să facă majoritate. Da, dacă vor neapărat să rămână singuri, sunt cei mai mari din opoziție, cum sunt și acum. Dar cred că e o viață bună acum. Nu? N-ai treabă, nu suferi. Ceva nu poziții deranjează. Se mai dau de pe la opoziție către PSD? Se mai negociază? E normal să existe colaborare între putere și opoziție. Tot. E normal? Dumneavoastră când erați prim-ministru, ajutați opoziția cu ghilimele de rigoare. Acum discutăm leger, sunt fără extrem de relaxat. Nu, da, chiar văd așa. Și opoziția, că trebuie să știe lumea următorul lucru, poate publicul ne-a avizat, o să spun, domnule, dar ce spune Victor Ponta în seara asta? Este o cutumă, atunci când puterea și opoziția... De normalitate. Da, și opoziția să primească ceva, să nu boară de foame, nu? Mai pitoresc. Mai plastic, da. Am fost cu domnul Emil Boc, care l-am criticat, domnule. Am fost împreună la München să susținem candidatura Clujului la campionatul european, eu spunând, domnule, eu ca prim-ministru dăm toți banii, Boc spunând, eu ca primar organizăm. Ceilalți de acolo străini, abar n-aveau cine-i Ponta, cine-i Boc. Mă rog, știau că sunt prim-ministru și primarul, nu știau ce istoric aveam noi. Dar românii care erau cu noi se frecau la ochi și făceau, domne, cine Boc, Ponta cu Boc și cu Ghiță Mureșan. Deci eram o echipă, vă dați seama, de desene animate. 2-30, 1-90 cu 1-70 sau cât are. Da, normal. Bun, mai erau niște domni prin spate. Domnul Rus, domnul Dâncu, nu cred că erați numai. Nu, la München. Nu, erau cei de la basket, nu da. Erau. Dar, da, normal, am discutat totdeauna cu cei din opoziție. Doamne ferește, de ce să nu zic? Asta e o chestie benignă. De mă normalitate. Referam la poziții, mă referam dar, la... Acum că nu vorbesc, dau din cază, cum se spune, dar la ultima discuție pe care am avut-o cu domnul Orban, după moțiunea de cenzură, mi-a zis... După ce a căzut Dăncilă. Așa. Mi-a zis, domne, nu vreau să colaborez, nu se poate, nu vreți să facem nimic, după care am întrebat și eu pe alți liberali, domne, dar ce are Orban? Zice, e în 2024, el va fi candidatul la prezidențiale și se va lupta cu tine. Zic, serios? Eu cred că n-ajungem nici el să candăm în 2024. Zic, cred că greșește. Hai mai bine să ne gândim la 2020, că până în 2024 e viață lungă. Nu cred că mai ajunge în 2024. Dar de ce ziceți? Că lumea zice că are prima șansă la Congres. Eu nu cred în asta. Și sincer, acum nu mă puneți că nu sunt fan nici Câțu, nici Orban. Dar logic ar fi să fie primul ministru și președintele partidului. Asta, adică ce îmi critica la Dragnea? Că el stătea la Camera Deputaților și îi mai muțărea, îi păpușea pe cei de la guvern. Acum ce e bine că e la PNL? Nu e bine. Câțu și prim-ministru să fie și președinte de partid să-și asume. Merg lucrurile bine, o să câștige el. Merg lucrurile prost. Dar povestea asta cu... O să câștige ce? Președinția României? Că jocurile astea de la PNL se fac jocuri și la USR.
La PSD încă nu s-a dat drumul la joc, dar toată lumea se pregătește pentru 2024. La PSD, congresul ăsta, ăsta este sensul congresului la PNL. La PSD a fost o veste bună. Am discutat de multe ori cu Marcel Ciolacu și, bine, prima dată am discutat cu Viorica Dăncilă și era și Marcel Ciolacu, după aceea. Și am zis, băi, nu ne-am învățat minte că cine vine de la PSD, zice, președintele partidului candidează. Ia bătaie, a luat bătaie și Năstase și Joană și Ponta. Faceți altceva, faceți cum se... Cum, uite cum a făcut Biden, cu alegeri preliminare, cu poporul care votează, nu scrie pe el PSD și e o șansă în 2024. Și mi se pare că așa a anunțat ceva cu chestia asta. Dom'le, nu mai președintele partidului. Părerea mea că dacă candidează președintele partidului Marcel Ciolacu, pierde cum au pierdut toți înaintea lui în turul 2. L-am auzit spunând public și sper să reziste la presiunea partidului. Bun, continuând ideea asta de candidatură, o casă de sondare de la Cluj, nu sunt foarte multe pe acolo, evident una patronată din umbră de Vasile Dâncu, face studii... Foarte bună, foarte profi. Bun, nu mai e în proprietatea domnului Dâncu, dar... Nu, dar știu ce oameni au și sunt profesioniști. Da, bun, acea casă de sondare face deja asemenea studii, domnule Ponta, în ideea de a vedea cum se mișcă electoratul din Ardeal, în special, că acolo este corect făcut sondajul, pe prezidențiale. Și în toate întrebările, că sunt foarte multe întrebări, revine foarte des numele lui Mircea Joană, din partea blocului de stânga, da, poate să nu-i spune neapărat PSD, da, din partea zonei de dreapta... Știu că, de asemenea... Nu prea apare, nu s-a băgat domnul Dâncu în sondaj. Apare, Ardelean, totuși, Câțu e... Apare doamna Firea, apare... Da, Mircea Joană este din zona blocului de stânga, din partea dreptei, Dacian Cioloș. Da? Ai schimbat mult până în 2020. Iarăși în partea Ardelenii funcția de președinte al României în 2024? E evident că alegerile prezidențiale se câștigă în Ardeal pentru că sunt foarte multe voturi și toate merg la candidatul de dreapta. Câștigi mult în sud și în est, dar dacă pierzi în Ardeal... Și dumneavoastră, nu știați asta în 2014? Ba da, da. Atunci M-au ce? M-am păcălit eu singur, că am spus foarte clar că nu candidez, vreau să rămân prim-ministru, după care Crin l-au scos, că după 7 ani toată lumea ce-i candidat contra lui Crin. N-am candidat, domnule, contra lui Crin, că n-aș fi candidat niciodată. Crin a candidat contra lui Iohannis și l-au scos, a rămas Iohannis candidat. Așa s-a scris istoria. Păi ieșise din USL, ce șanse de supraviețuire mai avea Crin Antonescu? Să știți că vi se reproșează foarte mult... Ei au rupt USL-ul pentru că nu l-am numit pe Klaus Iohannis... Trebuia să-l numiți, care probleme. Da, nu aveți dreptate. Rămânea. Dar povestea că eu m-am rugat de ei până în ultima zi, m-am dus la Parlament. Doar că nu am căzut în genunchi, numai să ținem USL-ul. Să știți că văzută din partea cealaltă povestea, din partea vechiului PNL cu Crin Antonescu, povestea se știe altcumva. Nu e adevărat, o știu toți. Acum, faptul că se rescrie istoria ca să justifici a posteriori niște lucruri. Ei știu foarte clar atunci. Ei au decis să iasă și casus belli a fost că nu l-am numit pe Klaus Iohannis vicepremier. Trebuie să-l numiți, repet, a doua oară, trebuie să-l numiți. Data viitoare o să-l numesc. Păi, trebuie să-i spuneți lui Gabi Oprea, domnule, asta a fost, o să vină Klaus Iohannis pe Ministerul de Interne. Vă era frică că o să vină Iohannis pe Ministerul de Interne? Nu era vorba de frică, era vorba de faptul că, mă rog, complicat acum. Funcția de viceprim-ministru era pentru finanțe și eu la finanțe, într-adevăr, aș fi vrut să am o persoană cu care să pot să lucrez. Ministrul de finanțe e cel mai important într-un guvern. Acum, domnul Orban l-a avut la finanțe pe domnul Câțu. Deci, important e să-ți fie. Eu am avut ministri foarte buni la finanțe. Toți. Puteați să bifați vreo 10 ani de prim-ministru dacă ajungea Crin Antonescu președintele României atunci. Istoria nu se scrie cu dacă și cu parcă. Fiecare lucru se întâmplă până la urmă. Da, înțeleg. Bazat la reguli pe care noi nu le știm. Înțeleg că niște oameni apropiați de dumneavoastră până la urmă au băgat râca între Crin Antonescu și dumneavoastră. Da, dar e vina noastră că întotdeauna se întâmplă acest lucru. Bănuiesc că și domnul Orban cu domnul Câțu erau destul de apropiați anul trecut, dar pe măsură ce ai mai mult o poziție de putere, în jurul tău se strânge o curte. Și curțile se luptă între ele. Vă dau dreptate. Da. Orban s-a bătut pentru Câțu să fie ministru de finanțe împotriva altor lideri din PNL, da, care aveau un profil mult mai bun decât domnul Câțu. Că domnul Câțu este finanțist, adică este bancher teoretic, dar el cu administrația, cu finanțele publice,
nu prea știe. E un alt tip de carte, e o altă știință. Da? Vă spune domnul Gelu Diaconu, alți oameni care știu cu finanțele țării. Domnul Câțu nu era calificat și vă dau dreptate aici. Domnul Orban s-a bătut Câțu să ajungă ministru de finanțe și acum i s-a întors în... Acum, apropo de persoanele apropiate și de politică, până la urmă, că iarăși am mai auzit asta, domne, Ponta a plecat din PSD. Eu n-am plecat din PSD, eu am fost dat afară din PSD, culmea, de omul cu care am fost foarte apropiat 5 ani, de Liviu Dragnea, nu? Că toată ziua eram împreună, ne-ați văzut, eram... La tenis, la știți, uzlina, știți la... Știți pe cine mai sondează, apropo, Vasile Dâncu, casa de sondaje de la Cluj? Pe doamna Chioveși. Se pare că mitul Chioveși încă nu a dispărut în România și că se fac tot felul de măsurători, de fel de jocuri. O mai vedeți pe doamna Chioveși întoarsă într-o poveste pe la București? Cred că e foarte bine acolo unde e. A zis că nu există nicio țară care să nu fie țintă a domniei sale. Dar nu o să înceapă decât tot cu România, cu Bulgaria, cu Ungaria, cu face pariu. Tot pe săracii bat. Tot pe săracii o să-i bată. Credeți că o să-i bată pe bogați? Serios? Să fim realiști totuși. Nu, credeți că doamna Chioveși se duce acum să cerceteze în Germania sau în Franța? De ce nu? E o tipă curajoasă. Facem un pariu. Doar la români, la bulgari, la croați. Greci. Grecii stau bine acum. Nu se mai ia nimeni de ei. Am văzut că planul de redresare al Greciei a fost cel mai lăudat de Bruxelles și cu rezultate foarte bune. Cum PNR-ul ăsta dumneavoastră ați înțeles ceva din el? Da, ați avut acces la niște informații. Eu cu toți invitații mei încerc să obțin informații din PNR, strict jurnalistic. Nimeni nu reușește să-mi spună, totuși discutăm cu oameni care sunt informați, că a văzut un fel de formă finală la povestea asta. Eu am discutat cu Corina Crețu, care chiar se pricepe și care mi-a dat câteva idei legat de faptul că, sigur, jumătate din bani sunt împrumut și vor intra pe datoria publică, o să trecem de 60%, în sfârșit am rezolvat și problema asta, că aveam o grijă că n-avem datorie. Bietul Ceaușescu l-am împușcat că n-aveam datorie deloc, acum trecem de 60%. Dar, dincolo de partea tehnică, și dacă o vreți, o invitați pe Corina, partea politică mie mi se pare un exercițiu genial de imagine. De ce? Știți că în felul ăsta noi nu mai vorbim, m-am căutat peste tot la dumneavoastră, la Silviu Mănăstire, la toate vreo. Nici nu mai vorbim de faptul că din banii de pe 2014-2020 am luat doar 30%. Nici nu mai vorbim de faptul că nu, și măcar nu s-a aprobat exercițiu, cum se spune, bugetul pe 7 ani 2021-2028. Deci nu mai se vorbește de banii care există, care erau de mult, pe care trebuia să-i luăm. Stați puțin că banii ăia sunt de două ori mai mult decât PNR-ul ăsta. Da, dar nu mai vorbește nimeni. Înseamnă de fapt 14 miliarde, că restul sunt împrumuturi. Vorbeam astăzi cu un fost ministru. Stați puțin că nu s-au blocat finanțele acele europene. Da, stați un pic. Și vorbeam și ziceam, bă, tu mai ții minte cum ne tocau în fiecare zi toți? Pe bună dreptate, și dumneavoastră. N-ați luat bani europeni. Stați cu banii europeni. Pe transporturi, pe mediu, pe educație, pe pozdru, pe nu știu ce. Raportam în fiecare zi. Am mai crescut cu 2%, cu 7%. Cu Todorovici veneam cu grafice. Am ajuns la 70, am ajuns la 80. Cu Marius Nica. Acum, dom'le, tu ai mai văzut de la 1 ianuarie până azi vreo știre măcar? Care-i gradul nostru de absorție din 2014? Banii noștri, ca pe banii, să zic pe banii, 31%. Da, banii europeni clasici, să-i numim. Da, aia care sunt cu adevărat. Lăsați că o să ne mai dea 2 ani de zile de fazare, mai primim... Nu, este N+3, dar până anul ăsta puteai să contractezi, de acum încolo trebuie să decontezi. Dacă ați decontezi, trebuie să fi lucrat ceva, adică... Deci nu mai vorbește nimeni de banii adevărați aia care chiar erau. Domnul Ponta, critica asta o avem și noi din zona de presă. Nu e o critică. Criticați oarecum critică. Eu îi laud că reușesc. Care e povestea? Pentru că publicul larg, cei care urmăresc până la urmă politica, ei nu pot influența. Tot politicienii sunt vinovați sau nevinovați de atragerea de fonduri europene. Întrebarea mea este, de ce suntem proști Europei și nu putem trage banii ăștia? De fapt... Păi o să vă răspund și o să ziceți. E complicat. Nu e complicat, e foarte simplu. Adică? E foarte simplu. Un minut și jumătate. Păi eu cu Teodorovici, cu Nica, cu echipa aia, am atras 92% și m-a luat DNA-ul. Ei, dar ce legătură este una? 100% este legătură. V-a făcut dosar pentru că a tras bani europeni? Da, eu așa cred. Domnul Ponta, nu e logic.
zicem, grosul banilor, tot companiile multinaționale îl iau, domnul Ponta. Despre asta era vorba. Era vorba despre faptul deci un bani că l-am luat în România, 30 de miliarde. Tot Germania și Franța i-a bănuțul 30 de miliarde și au rămas și în țară. Mulți din banii au rămas. Că din aia am trăit în ultimii 6 ani. Din ce s-a acumulat? Din ce am tras acei bani. Da, păi de unde? Ce, au venit din cer? Da, din aia. Și uite, se împlinesc pe 5 mai, mai sunt câteva zile, de când mi-a făcut un cheșelul dosar cu Șova, care nu știu ce am făcut eu cu în 2007. La un cheșel ați văzut că a fost promovat procuror european. Omul dar m-am bucurat și eu să știți că nu mai stă pe aici să le facă și la aia dosare. Tot să, cum găsească, să găsească un prim-ministru sau un ceva, un șef de stat să-l ancheteze. Titlul european, un cheșelul l-a executat pe premierul, nu știu, Sloveniei, Slovaciei, ceva de genul ăsta. Poate găsește o țintă. Nu, doresc nimănui, nu. Mulțumesc. Mi-a ajuns mie. Da, dacă ar învăța și limba engleză, ar fi extraordinar, domnul procuror. La ce trebuie engleză? Mulțumesc pentru prezență. Și eu mulțumesc. Pauză, ne revedem mâine, ora 19. Numai bine, rămâneți pe B1 TV.